O femeie a ajuns la spital după ce a traversat strada petrecerea de pietoni și a fost lovită de un autoturism. În fapt, o femeie în vârstă de 60 de ani a condus un autoturism pe strada Salcâmilor, iar la un moment dat, la intersecția cu bulevardul Liviu Rebreanu, ar fi surprins și accidentat o femeie în vârstă de 65 de ani în calitate de pieton ce se afla angajată în traversarea regulamentară a drumului public. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv femeia în vârstă de 65 de ani, care a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Ambele femei au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.